La noi încă nu-i zăpadă în Chiaș. Nu? Mi-au zis că de la Cojocna acolo o să pas foile. Pasc? Da. Pe nu e? Ce să mai pască în Chiaș? Nu? Da, ai frumos amenajat aici în Chiaș. Cum se paga pentru capri, oi? Dacă le țin la oaltă, se bat capra cu oaie și leapă. Da? Ce-a mai după oi? Da, ce ții afară încă n-o fătat, nu? Nu, ce afară nu. Ce lasă să stăm chiar? Oile? Da. Țocane iasă, oile noastre. E zonă. Dar cum deții un chiar și capre și oi? Măi, și caprile sunt foarte bune. Te ajută mult. Mai ales vara, cum suntem aici, cum nu avem munți. Pornesc oile la căldură, știi? E mai rezistentă capra la căldură. Pleacă și pleacă și oaia după ea. La pășune. Dar dumitale ai zis că ai pământuri dumitale, nu? Da. Paști numai pământuri dumitale? Nu, mai pași și la alții. Ne învoim. La munte noi ei? La munte nu avem unde merge. Nu-i unde. Vezi că așa, dumintele ai condiții grele așa de crescut oile. La noi, nu în partea asta, la întreab. Știu, dar nu-s chiar așa grele, că nu mai cosea lumea acum, cum se spune. Te-ai înțeles cu omul, ai dat ce ai dat la om. Eu mă refer ca pășune, în Chiaș. Numai e flora aia pe pășune acum, cum era de mult. Dar de ce? Păi dacă vecinul nu cosea, celălalt nu cosea, celălalt iară nu cosea. Păi sămânța aia de iarbă o zboară vântul la mine. Mă înțelegeți? Deci, e bine ca pământul să fie cosit? Să fie cosit, ar fi cel mai bine. Că altfel își face floră. Așa de el dacă tot stă paragină din an în an. Nimeni nu a gândit așa până acum. Păi așa e. Dar ce, nu mai cresc oamenii, animale, câte o vacă, câte o... Aici pe zonă, dacă mie nu știu dacă au avut câte ai săi, toate căsile astea, cu trei vaci, dacă au câte zona asta. Și înainte? Înainte fiecare om avea vaca lui. Ătăți erau de aici, pe... avea vaca, avea... Că așa, într-un fel, dumitale ai de câștigat, că dumitale faci brânză, nu? Fac brânză. Prânză, lapte de oi, da, murdă. O vindeți? O vindem, da. Dar noi sunt care le aduce tank în Chiașule, răcit, sânge laptele și e plătit bine, am înțeles că 6 lei pe kilogram. Aici nu mai strânge nimeni, nici lapte, nu se mai colectează. Păi de la cine să colectezi, că nu sunt animale. Păi am înțeles că aduc de la unguri acum. Eu știu ce mâncăm. Acum, dumitale, știi că folosești de la tine, nu? Da, zic... La noi, să știți că este cineva la lăptărie care le-a pus tank la dispoziție la oameni și le dă 6 lei pe kilogram, am înțeles, de lapte. E un preț bun, zic eu. E foarte bun. Deci gândiți-vă că când ai da mie ei, practic, în martie, aprilie, mai, cum se știe de fiecare, tu a doua zi ești pe bani. Practic, când ai mult, ai făcut bani, nu? Da, și nu mai ai de băgat, de plătit omul ăla pentru să-ți facă brânza. Ăla e cu prețul mai mare, ca cioban. La dumitare spui că abia acum ai început să fete. Cred că la noi sunt fătate deja în zona noastră. Pentru că omul urmărește un Chiașule să dea miei, să poată să mulgă, să vină banii. Să iasă banul. Nu știu cum va fi și prețul ăsta, că am văzut că se plafonează și prețurile la mălai, la... miel, la carne de miel, la... Da, din Italia, anul ăsta ai cumpărat porumbul sau semeni? Cumpăr eu în tătanul. N-avem aici. Dar nici n-am când lucra cu el. Aș avea terenul unde să pun, dar când să lucrui tot? Vezi în Chiașule cum e viața. Unii câștigă, acum cum e cazul de față, din Italia, adică ai preț bun la porumb și la care o pus săracul, o pierdut. Ei, poate că prețul bun la porumb ar fi... Ucraina asta ne-a ajutat cu prețurile astea, că altfel nu era prețul ăsta, mă gândesc. Așa este, dar gândiți-vă că dacă dumitale lucrai 100 de hectare de pământ, acum pierdeai cu prețul ăsta. Da.
Dumitale îl cumperi și crești... poate nimerești an cu secetă sau nimerești an cu ploi și iară n-ai nimic. Cât a fost kilo de brânză aici în Chiaș? Acum eu am fost cam prin toate zonele. Anul ăsta a fost cam 35-40, cred că a sfârșit. 35-40 de lei. Dar nu e 50-60, zic eu. Nu a fost, nu a fost aici. Nu. Îți mai ies care țin animale și omul poate că n-au nici bani, că-s pensiile mici. Uite, vezi, Dumitale, ai spus un lucru bun acum. Toată lumea vine și zice că bă, brânză sănătoasă. Eu sunt și eu adeptul la asta, dar poate noi ne permitem. Dar sunt mulți care nu poate să deie 50-60 de lei pe un kilogram de... E mult când stai să socotești pentru un țăran, pentru un pensionar este. Eu unde scoate banul și așa. Dar o vindeți toată de acasă, în Chiași brânza? O vând și de acasă, n-au, mă duc în piață, foarte puțin la piață. Miei dați toți deodată sau? Miei... Îi dau cam de două ori. Deci care fată mai târziu îi mai țin până îi fac la anumite kilograme. Să am un randament dacă tot îl dau. Cam în două tranșe. Da, în Chiașurile lumea e împărțită. De ce este rău să fată să fete mai devreme? Pentru Dumitale, de exemplu. Dacă... dacă brânza totuși nu merge și cum ar trebui să meargă la un preț așa, mai bine merge mielul. E mai bun primăvară. Înțelegeți? Am înțeles acum. Că altfel e, dacă dai mielul cu un preț mai bun, amu, chiar dacă n-are oaie atâta lapt pe vară. Sameale, cum o zice ăla. Da, dar ați avut preț bun, nu? Da. 18 lei au fost, nu? Da. Și 16, 18 și apoi mai scăzut. Dar aveți care colectează și, și caprele în Chiașurile? Să iau iezi. Iezi am foarte multă cerință primăvară. Da, și eu. Tot de tăiat. Eu când cumpăr, cumpăr și, și unul mai, și e mai dulce carne de iet ca de miel. Și nu are atâta colesterol, nu? Păi așa se zice. Așa zic mulți, nu? Mai ales de pe la Boșa, mă sună numai carne de iet. Dar nu mai sunt în zonă? Ei nu peau pe aici capre mulți. Nu? Nu. Foarte puțin au capre. Și, dar e mai scump iedul decât mielul, nu? Tot așa îl dau. Laptele nu mai e mai scump de capre. Da, ai cerințe pe lapte? La laptele de capră am cerințe. Am contactat un moisean să stau de vorbă cu el și are el oameni care cumpără lapte de capră. Oricum, știu că e scump, 10, 12 lei, da, 15 lei. Da, 10. Cu 10 am dat. Cu 10. Da, în Chiașurile Dumitale le ții de plăcere, că știu că muncești, nu? Ești la muncă, da. Le țin că... Ce să faci cu terenul dacă l-am? Oricum, ai investit timp, bani. Da, bani. Saivane. Ne arăta saivanele? Da. Hai că mergem până acolo. În Chiașurile, da, caprele. Astea se adaptează oriunde, nu? Capra e... O ții mai ușor, nu? Dar trebuie om să îmble cu ele. Acum e amul zona, e să nu-i treacă zăpada de... să-i dea în pâncete, până... ca să nu lepe. În rest, poate merge și la pădure. Ai niște porumb? Mănâncă orice? Mănâncă. Mănâncă. Acum dimineața le-am dat pe jos. Mai fă un pic de zăpadă, nu le-am mai dat tăneasă. Tăneasele să mai împing, să mai... Le dați porumb, nu? După ce fată. Da. Sau și acum? Nu. Sau e cum fată, le dăm porumb. Și tot pământul de aici l-ai cumpărat Dumitale în Chiaș? Da. N-am avut materialul ăsta între 17 ani și am luat dincolo, dincolo, dincolo. Vezi, un om care vrea să dezvolte ceva, cumpără un Chiaște, nu depinde de nimeni. Dacă nu cumperi, n-ai unde mere. Vezi că lumea zice că ciobanul, ciobanul, un om gospodar poate să trăiască și cu un serviciu să țină, și animale să trăiască bine. Care vrea să muncească. Care vrea să muncească. Care nu vrea să muncească, stea pe bancă. La bârfe. În Chiașurile știi că pe timpul lui Ceaușescu toți erau, îi trimitea Ceaușescu la muncă. Toți erau strungari, zidari. Când a venit patronul ăsta privat, ce n-a fost bun, a trimis acasă. Pe toți care îi întrebe acum... Păi patronul ăsta privat, la ora actuală, are vreo, să zic, dacă vreo 10 angajați cu carte de muncă cum ar trebui și restul 2 ceasuri, 4 ceasuri.
astea, acum s-a mărit asta, dar nu cred că au fost facilități. Și eu am, la mine, eu am plătit mereu, le-am plătit. Nu. Da, da, mai uite ideea un pic, un 5 milioane în plus la salariu, decât să mai plătească după el. Da, da, foarte mult de plătit. Da, dar să știi că omul acceptă, se bucură de bani pe moment. Pe moment, da. Și la pensie, e târziu, după aia ce ai făcut? Ai văzut? În cheașul aici vine lupi, nu? Nu. Și zona mai joasă. Nu, nu, dar ești înconjurat de munți, de-aia mă întreb. Nu, aici e pe dealul ăsta, pășunez eu, de la dealul ăla am vânt. Nu aici am fost la dumitale? Nu. Am fost dincolo, pe Valea Peștilor. Da, dacă... în cheașul. Dealul Mori, dealul deci, Mori. Ce mănânc aici? Că practic, acolo, da. De acolo e un platou drept. Am înțeles. E numai pășune. Aici bat cu capra mai mult, palestinii ăștia. Chiar ce înseamnă un salariu bun la un cioban să-l plătești să steie? După dumitale. Deci ce înseamnă după dumitale? Un salariu bun, dacă e om bun, merită și banii. Dar să nu stai în spatele lui să-i spui, bă, fă aia, fă aia, fă aia. Să știe el să-și facă tot. Cât ai fi dispus să plătești pe un cioban, dar să fie bun, să și mulgă, să facă de toate? E și un 35-40 de milioane. Așa. Vechi. Cam așa au zis toți. Ăsta e corect. E muncă, e și zi și noapte. Nu, dar să-i dai oaia în primire, să răspundă de ea. Doamne, chiar și numai dumitare te ocupi aici de ele, singur? E, și eu și băiatul, dar băiatul e dus după lemne astăzi. Am înțeles. Deci sunt ale băiatului mai mult. L-a ajuns pe băiat. Păi de la oaltă, dar lui îi rămân, că nu rămân nici. Haide, dar și dumitare ai început să faci. Eu? Cine? După ce-o crescut, mă ajută și el. Și el nu face nimic altceva, doar se ocupă cu dumitare de creșterea... Oi, avem și cai și vaci. Tot aici ai? Cai nu sunt aici. Și vacile? Vacile mi-s la deal. De ce le ții la deal? Păi nu am unde să mă desfășor cu toate aici, acolo am fân. Păi, chiar, ai o grămadă de spațiu, nu ți era mai ușor să fie toate la oaltă? Dar nu pot cu toate aici. Nu am unde să mă desfășor cu miei, cu iezi, cu... Astea. Am înțeles. Dincolo caprile trebuie să le bagă, că nu-i ca oaia. Oaia doarme și afară, dar capra trebuie să o bagă înăuntru. În cheașele, pe timpul lui Ceaușescu, cum ai prins dumitale? Sau în zona asta, Maramureșului, Viseu? Să vă explic aici, pe timpul lui Ceaușescu, aici, ni, pe zona asta, ni, tot era, cum să vă explic eu, numai zăvoi. Tot l-am scos cu calul și cu dar ce sapă înseamnă, de lază. Ce înseamnă zăvoi? Deci... Stuf? Stuf de asta, cum, nu stuf, cum e aici, cum vedeți, da. Corșurile astea, tăti. Tăti le scoteam de aici, atât am făcut drum, adică loc. S-au făcut locuri aici. Deci înainte nu erau? Da. Înainte îmbla apa și pe aici îmbla. Acum seacă râurile de unde da, sunt. Da, acum e cariera asta aici din jos și s-au făcut vreo 3 metri. În cheașele, ați trăit rău? Cu animalele pe timpul lui Ceaușescu aici. Ei, n-ai trăit rău, de ce să trăiești? Mă refer aici, la zona asta, a Viseului. Aici ni plecam cu ele până pe Valea Cuvii, în zona aia la altă. Ce, ai avut oi și pe am timpul? Am avut câte 40, 35, 40, că nu putem să ne atâtea. Nu puteai sau nu te lăsa? Nu putem. Nu putem, că era de cosit la ăștia. Dar te lăsa Ceaușescu să-ți oi? Că... Te lăsa, dar îți dădeau și ei câte 2, 3, 4, 5. Depinde cât o zis aveai. Cineva, ci că bă, cine ținea oi pe timpul ăla, cum erau sibienii. Da. Și crede de era adică... lână de valoare atunci. Se căuta. Da, se căuta. Dacă ținea iară tauri, aveai porumb, îți dădea după tauri. După tauri? Da, da. Când îi duceai la... Că așa se zice, pe contract. Îi duceai la... Era abatură aici în oraș. Și îți dădea porumb, aveai o cotă de porumb. După ei. Și plătiți bine, nu ca am. Ai încercat să ții? Da, am ținut, țineam câte doi. O zici cineva, eu am rămas uimit de ce mi-a spus, cum pe timpul ăla Ceaușescu... Avea valoare. Și da, și au zis da. Că Ceaușescu îi plăceau oamenii care țin animale. Da. Adică nu era, nu avea ceva cu ei, acum că le luau cotă sau... Era și la Ceaușescu, era cum să vă explic, el ca să gate o lucrare, un inginer, că eram și în țară, mai meream la porumb. Să gate lucrarea, el aprindea tu lei, aprindea te, numai să fie dat la zero. Știți? Trebuia să fie gata tetea asta. Așa era de mult. Aici și era, aici era numai, nu știu cum să vă explic, aici nu era, nu se vedea pădure deloc.
vitașul acolo. Dar ce era? Numai câmp. Aici de iaua e cea mai bună zonă de lapte. Deci nu m-am picat în cheașele. Da. Aici, pe timpul lui Ceaușescu, nu, nu era niciun copac? Nu era nimic aici, nimic, numai câmper. Pentru oi? Pentru oi, da. Pe câte oi se țineau aici în cheașele? Ei se țineau, că erau fiecare om, avea lăptării. E mult nu te lăsa ca cioban, nu lua după tine mai mult de 80 de oi. Și nu te lăsa primăria să strângi mai mult. 80, 100, 150. Nu aveai voie mai mult? E, mai strângeai, dacă aveai 2-3 ciobeni, știi, un, dar asta era după om. Cu mai multe nu te lua ălalalt, știți? Am înțeles. Dar de ce ai spus că în cheașele că cea mai bună brânză era aici? Era de față, loc de față. Bun, și cu ce ajută la brânză? Că e altfel pășunea, e mai dulce, e mai, cum să vă explic. Dar ce face brânza bună în cheaș? Floarea? E fauna, cum să vă explic. Din ce îi iese produsul? Dacă paște oaia pârleac sau șuvar, sau, nu poate fi calitatea brânzei ca unii crestăția sau altceva. Da, după Revoluție au revendicat oamenii pământurile și după aia le-au împădurit? S-au dat pământul. Nu s-au împădurit, s-au împădurit ele de la sine, nu mai lucră nimeni. Curioasă, e da, pe mare. Da, nimeni. Ia pe acolo, aveam cărare, să ies la deal pe acolo. Era o cărărușă, dar bună cărare, mergi cu calul, pe cal calar. Amul nu poți trece nici pe pâncite. Da, dumitale... Noi avem pe din coace merge. Da, zic, dumitale, ai avut servici, nu ai fost numai cu oile. Da, am avut servici. Câte oi erau în zona asta, în cheaș, pe timpul ăla? Multe. Multe, multe ce și înseamnă? Multe și multe. Fiecare casă avea cel puțin de la 5 oi la deal. Deci, strictul necesar pentru casă. Da, numai dumitale, ai stân aici în zonă, în zona mai asta. Ai râs, mai are acolo unul stână, dar ai plecat pe Valea Mării, Braicu. Și când te duci la păscut cu ele, iei și din sat sau numai dumitale? Mai iau și de la oameni. Păi te ajută, nu? Că doar îți plătește cotă, nu? Plătește după oaie, 1.300.000, 1.400.000. Ăsta e câinele la care mușcă? Nu. Ăsta a venit acum curând. Acum, da. Ce ras e ăsta în cheașă? E ciobănie de ăsta de-a noastră, e zona noastră, montanie asta. Dar cum de nu ai trecut ca ceilalți cu cangali? Toată lumea au trecut pe cangali. Nu-mi plac. Nu vă plac? Nu-mi plac cangali. Nu că nu-s buni, cei mai buni am auzit, câini, dar... Păi cred că și cei mai buni în lup, când, dacă ești atacat de lup sau urs. Da, nu, n-am așa, nu-mi plac. Nu? Ăsta e ciobănescul nostru? Da. Autentic? Da. Și asta e ideea asta de întors. Mai de mult în cheaș erau câinii de întors. Eu am prins când mergeam la stână eu și nu prea am... Eu câinii de întors n-am văzut numai cam de vreo... Pe aici pe zonă au adus cam de vreo 15 ani, 20. Nu era. Dar te ajută, nu într-un... Vai, cum să nu te ajute? Când l-ai mânat, e plecat. Da. Le preaduce. Le preaduce prea repede. De aici le dau drumul, n-am de care nici apă, le duc la apa mare. În cheașă, dar apa ajută la... Adică apa de munte, cu ce aici, cu cea de fântână? Ajută la... E altfel, e apa de munte, e apa de munte. Nu-i... Ca... Normal, zona asta, Maramureșul, tot e apă bună. Cam peste tot. E frumos Maramureșul, dar numai aici e zăpadă, că la noi nu este. Nu, aici odată, sau mai fost, mai mare. S-a dus o tură și iar odată. Dar cred că va mai veni, nu? Da. Haide să vedem și... Iezul. Aici aveți și mie și iez. Da. Iez n-am văzut încă un cheaș. Ce frumos sunt iezi în cheașă. Da, aici mi-o făta germânării. Germânări? Germânări, da, doi. Doi nerușeni mi-au fătat azi noapte aici, frumoși. Ce frumos sunt. Cu capri cu germânări are. Asta, oaia iar o fătată, acum de un ceas. Ce frumos e. Dar-s diferit și-s mai frumos în cheașele. Da, și mai... Numai mai sar mai pe unde cum.
foarte frumos un cheaș. Serios. Da, e bine un cheașule cu doi căluri? E mai ajuns dacă nu șculapie. Dacă e cu aia bună, ține și doi. Ce fain sunt. Dar eu n-am văzut încă iezi așa. Ăștia cum ați fătat? Da, de văd tricea. Trebuie să stai lângă ei mereu în cheaș, nu? Ei, trebuie, mai ai pa pleci. Alta oaie are țâțele mai mari, trebuie să-i bagi țâța în gură să sugă. Dar sunt care sug direct sau sug? Sug direct. El care e bun și oaia țâțoasă tare suge, pe cum l-o făta, suge. În ce aș vrea, da, e bine să ții capele cu oile la un loc. Bă, n-are nimic aici acum. Care fac? Le-am pus și sus ca să nu fie... Văzut. Da. Dar e călduț, e fain. Bun. Nu poți să-i ții. Asta numai e o tavă, numai pentru... Le dau... Deci o mâncare de fân și două de o tavă. Aia se fătate. E mult mai bună o tava? E mai bună o tava. A doilea costitură și a treilea. Mai crudă, cum se zice. Nu, e mai consistentă, mai și mai bună de lapte. Porumb le dai? Ia uite cum s-o băga capra acolo. Da. Că bagă, mai scârcă, iasă, mai intră. Iasă, mai trebuie schimbați. Chiar... Asta știi că e prima oară când văd. Ce fain sunt, ia uite. Chiar că sunt frumoși în cheașele. Dar de ce au 3-4? Sunt și albi, sunt și gri, sunt și negri. Uite cum e rasa caprii. Ești cum o coțapă, cum o... Deci nu aveți numai un fel de un soi, nu? Nu. Așa sunt caprile, mai multe culori. Sunt jucăuși? Da. Foarte frumos în cheaș. Ia uite ce fun. Câte capre ai în cheaș? Sunt 85 de capre. Multe ții. Da. Dar ți-au fost dragi întotdeauna și caprele sau așa ai budumit tare să le combini? Am ținut de mic capre, dar n-avem atâtea, câte 7, 8, 10, dar tot țineam, că mi-erau dragi. Am fost la ăsta, la Coman am fost și eu zis feciorul lui Coman din Vișeu de sus, domnul Coman. Zice că, bă, capele sunt de pădure și oile sunt de deal. Depinde. Probabil e om că nu-i plac caprele. Mai strică și ele, mai un pom, mai un măr. Eu când eram mic, tot timpul ziceam la capre că miros urât. Dar în anumite momente, nu? Ele au... Da, când toamna. Toamna miros un pic. La dumintale, le-ai băgate la subvenție, în cheașule? La subvenția aia mare? Le-ai pe origine? Oile. Caprele nu, caprele acum, anul ăsta le bag. Dar ești de acord când a fost sodat cu originea în cheaș? Păi, sodat cu originea beneficiază ăștia care sunt mai, cum să vă explic, așa că cum ar avea unul un magazin mai mare, la ăla merge mai bine. Așa și ăștia care au oi mai multe, le convine. Dar cu ce te ajută sau te dezavantajează originea asta la oi în cheaș? Cu ce? Acum, până acum au fost, adică, să vă explic, la 8 ani berbeci, acum e la 6 ani. Nu-ți mai dea voie să ții, dacă vrei un berbece ca să ai între oi, ca să îți intre la origine, trebuie să nu depășească 6 ani. Să nu depășească? 6 ani. Și după 6 ani? Nu ții mai valabil, trebuie să-mi iară să cumperi de la jmeche. Deci totul e o afacere, nu? Păi... Și i-ați finanțat-o undeva de sus. Sau, în cheașule, nu poți să ții dumitale, de exemplu, 10, dau un exemplu, și să faci schimb cu altul. Nu se poate face așa. Păi nu poți face, că e problema că ăștia trebuie bonitați. Cum adică? Deci trebuie marcați, trebuie... Ca să ai de origine, ca să ai bărbăcuții, trebuie să fie, să aibă o vechime. Oile.
Da, să da, fie de origine. Da, da, dumneavoastră poți face asta, nu? Să obții origine. Pot să obțin, dar în câțiva ani după ce intri în asociație, la 3 ani, cam așa e legea. Cam la 3 ani, apoi poți obține. Aveți asociații aici, sunt, nu? Sunt asociații pe zonă, două pe Maramureș. Sunteți afiliat? Nu, deocamdată am fost cu programul ăsta. Era un program altfel, un tip B, deci le băgai direct. Da, dar aveai și subvenția mai mică. Nu, tot aceeași, tot aceeași asociație. Acum nu știu cum va fi la anul. La noi în zonă au cerut, cred că au cerut asociațiile mai mulți bani și cumva nu a fost bine. Dumneavoastră cât plătești pe oaie la asociație? Acum cere ca să intru în asociație, cred că 16 lei, 50 de oaie. Și dumneavoastră ai subvenția atâta? 16 lei, 50. Subvenția la oaie e cam un milion, adică 100 și ceva. A, da, păi eu știu că sunt două subvenții adunate. Îți dă statul român 17 lei și ceva și restul îți dă Uniunea Europeană. Restul de la Uniunea Europeană. Deci, practic, ce dă statul român, ți-l ia înapoi. Da. Păi, ăia cu ce să trăiască care au de la birou? Bun, Cheașule. Și de acolo, vezi că te ajută și ăia cu actele. Dacă ai nevoie de acte, te ajută, în Cheașu? Păi, îți faci actele, trebuie să ai, nu... Demersurile toate bine pregătite. Adică, ești mulțumit de asociații, că s-au făcut asociații. Îți bune într-un fel. Da... Altfel, dacă n-au ieșit în, și în o asociație de asta, ar fi bine ca să fie tot, să se facă un lanț așa de, să poți vinde produsele, să fie tot la un loc, ca un fel de cooperativă, cum era de mult de stat. La noi s-a încercat să se facă așa un Cheașule, s-au făcut asociațiile. Deci tu să iei brânza și să o duci la un singur de ăsta care să o distribuie. Știi cum o zici cineva? Când totul e bun până e de luat. Când e de luat, toți ar lua cât de mult și atunci devin... intervin problemele. Adevărat așa stau în Cheașule. Da. Că dumitale vii cu 300, dau un exemplu, oi și capre, vine altul cu 300 oi și capre și dacă vine unul cu 1000, zice că eu sunt șeful, că am 1000. Și tot timpul... Păi n-are, auziți, să vă explic o chestie. N-au, mulți iau bani, ei au 150 sau 200 de oi câte am eu, cu tăi cu capre. Și au făcut 3 exploatații. Pe același... Iau după 600. Se poate face asta? Se poate. Dar nu-i ca atâta. Asta e rău. Vezi că sunt oameni cinstiți care muncesc și... Dar îs cazul că iau după 600 de oi. Dacă are 200, el face 3 ori atâta. Le bagă pe 3 numere de casă. Tot pe aceeași exploatați. Vi-o băgat subvenția noastră aici în zona asta? S-a băgat. S-a băgat? Da. A fost într-o... Apoi nu știu cât s-a băgat tot, integral, s-a băgat... Am fost într-o zonă și era un domn mai revoltat că nu s-a băgat. E bine, el a avut ce a avut. Depinde și... dacă a avut ceva probleme, poate. O zis că nu s-a băgat, că adevărul că sunt oameni în Cheașule, că dumneavoastră ai servicii, te ocupi cu băiatul. Dar sunt oameni care așteaptă subvenția să cumpere porumb. Așa că pita caldă. Da. Să cumpere porumb, poate mai trebuie fân, că nu... Eu cam cosesc, eu, Dar vezi că nu toată lumea are blocuri de cosit. Ai mult pământ de coasă, cum ar veni? Îți 18 hectare. Ai 18 hectare la un loc numai de... Și acum am mai luat un teren. Tot aici, în Valea Iepi. Dar după 18 hectare, dacă cosești și iarbă, câte oi poți să ții și... Păi, la deal, cam la un hectar scos 3 căruțe de frâni. 4, depinde de teren. La 6 aici cosești de 3 oi. Dacă pui luțerne, costă și de 4. Dar e mai bună asta de aici decât de la cealaltă? E mai bună. Dacă e mai bună, e mai gras. Uite cum s-o băgat în Cheașule. Da. Mănâncă bine caprele în Cheașule. Mai bine decât oile. Mai bine ca oile. Capra orice distribuie. Da? Orice... Știți, eu în Zănești la noi, știți ce mânca în Cheașule? De la salcie, coaja de la salcie. Păi și aici, dacă le duc cu așa rașchetează. Da? Acum perioada, deci, nu tot mereu. Perioada când nu mai iasă frunze. Păi, o zici cineva că sunt momente când e zăpadă, acum mănâncă asta de la brad, cum îi spune, cecina. Cecina. Dar nu e cam bună cecina pentru cap. Dar la oi? Nici la oi nu e bună, știți de ce? E bună, e așa pe moment.
Stărtea din lapte, deci nu mai de atâta lapte. Serios? Da, e ceva, eu știu ce conține. Unii ziceau că e bună, unii... Nu e valabilă. Nu? Dacă se face așa, eu am încercat. Nu e bună. Deci oaia nu mai are și capra atâta lapte. Da. E bună dată până nu, fată. Dumitale, când faci brânza, faci combinat, nu? Cu totul, combinat, nu? Da. Eu cred că asta e cea mai bună. Da. Cea mai bună brânză e asta combinată, da, oaie asta, cu capra. Și oaie și capră și vacă. Dacă am cerință, fac și de capră separat. Eu am fost și... Sunt oameni care sunt bolnavi de diabet, de astea, știi, care nu... Oricum, cea mai bună e aia de capră separat, zic eu. Da. Sau de vacă. Da. Chiar și eu, cine poate mânca, e bună oricare. Oricare. Care nu poate mânca... Nu e bun nimic. Uite ce frumos e asta, mic. Ia uite. Ce-ți trebuie, mă? Ți-ți dragi un cașul, da, când îi vezi așa mici? Ți-ți dragi, da? Nu, trebuie să știi care e oaia, care e mielul, de unii care e cu mâini. După ce se adună mai mulți, trebuie să... Da, nu și ea fiecare, și ea. Nu fiecare. Alta, famul o făta și pleacă lângă el, care sunt miori tinere. Știți? Am înțeles. Dar am văzut, mi-au mai povestit oamenii că... Dar capele cum sunt? Păi capele... Caprele trebuie să le ții separat, le ții două zile până să... cu iedul, că dacă nu primește mai mulți iezi. Da? Lasă și pe altul să sugă, dacă nu le ții așa. Până știi să... știi care iedul ei. Faci boxă mai separat. Da, sunt care fată și trei încheașele. Fată și trei. Și oaia am avut care fată trei. Dar caprele... Fată și trei, dar mai rar. Doi. Dar mai bine să fete unul. Unul și bun. Da. Ăsta are ce are cu mine în cheaș. Vezi? Tot la mine vine. Ăsta e foarte frumos. Ia uite. Ia uite. Ia uite. Nu mereu prins un cheașele astea. Eu sunt foarte frumoși. Și așa culorile cum sunt negri, albi. Ia uite. Da. Ai început să le dai porumb? Da. Măi, ce am halaule astea și... Fată. Cât le dai un cheașul? Un chil pe zi? Nu le dau un chil pe zi. Le dau așa o găleată, câte se iasă o găleată, eu vă zic o litri la tăiație. Că nu am numai 20 fătate. 20 ceva. Fără porumb? Mere și fără porumb. Și de mult avea numai porumb. Da, așa o zice, băce, bă, eu nu dau porumb deloc, că așa am crescut mereu. Normal, porumbul nu să credeți că ajută pentru miel. Ajută oaia, o ține mai tare, și mai consistent. Îți dă putere cum ar veni. Da, mai putere, dar nu lapte. Nu? Porumbul nu e pentru lapte. Asta e pentru... Da, otava. Da, otava ce e, practic, în cheașul? A doua cositură? E a doilea cositură, a treilea cositură, a patrulea cositură. Mai crudă, nu? E mai bună, mai tine. Și ca putere calorică? Și mai scumpă. Mai scumpă? Da, ca fână. Dar, dumitale, nu faci baloți în cheașele cum fac ceilalți? Nu fac baloți. Nu-ți plac sau sunt mai scumpă? Nu, am tractor de făcut baloți. Nu? Am cositoare, dar n-am tractor. Cum de nu ți-ai luat tractor? Nu mi-am luat. Lucrăm cu cai. Dar nu ai accesat fonduri în cheașurile? Nu. N-ai vrut? N-am vrut să mă complic. Să vorbim că sunt o grămadă de controle. Ți le iei și pe toată tot timpul te controlează. Da. Mergem un pic la oi în cheaș? Merge. Foarte frumos, serios. Dacă dumitale n-ai zonă bună aici în cheașurile, nu știu cine are zonă frumoasă. Am luat teren, am cumpărat, nu? Asta e, dacă cumperi, ai, și dacă nu cumperi, de unde să ai? Câinele, auzi ce frumos e. Păi de aici e tot terenul ăsta până încolo. Dar asta dumitale unde e, aici? Sau aici e numai cât ți... Aici am stat prima dată, dincolo. Am stat, dar nu e aici casa mea. Mai la vreo 6 de metri de aici. Mai ai până la pensiune chiar? Mai 4 ani. 3 ani jumate, 4. Te pensionezi, nu stai. De ce mai stai? Ăsta e la care mușcă. Nu. Nu. Ăștia-s mai tineri.
Hai și pe pâine acolo. Da, îi ții numai de la dumitale în cheaș câinii sau și cumperi? Nu la mine, mă le dau și lapte, mai și boabe. Am o câinii trăiesc mai bine ca cum aveam noi înainte, mei acolo, mă. Dar înainte ce le dădeai în cheaș? Înainte cir era altfel, se făcea din mălaie, din făină de mălaie. Ce frumos! Am un pâine uscate, le iau la sac, boabe. Găsești pâine uscată la sac? Da. Ai avut probleme la munte în cheaș, ei? Cu câinii? Nu, cu animalele astea, cu urși, cu lupi. Nu, o fost când eram mai de mult. Da, aici, în general, în zona asta sunt. Aici? Da. Mai umblă și aici. Nu zic, a zona asta a vișeului în cheașle. Sunt, este pericol de vinuri și... Și aici îs, pe zona asta. Dar nu mi-o luat aici, numai de două ori. Ți-o luat? Eu scăcat și aia, dar nu mi-o le-a omorât, i-am spus. Le poți ține la oaltă capele cu oile în cheaș? Mă refer să fie în aceeași boxă? După ce spătate le poți, nu e o problemă, dar nu le țin separat pentru că să nu să... Ele au cornele mai ascuțite și mai dau cu capul și... Le-ai selectat în cheașurile care fată sau cum fatele vezi dumitale, te uiți la ele? Le-am mai selectat și caprile, am mai dat câteva din ele care nu mi-au convenit. Am lăsat cei... Ele când fată, fată aici, jos în cheaș? Nu e o problemă, fată acolo înăuntru am, pentru ele separat le bapă noapte. Mă fată și aici ziua. Ziua. Dacă fată ziua, aici fată. Cheașele, de ce se pune clopot la oi? De ce se pune? Este oaie că rămâne mai în spate. Să se audă pe cealaltă. Deci, asta e, să le auzi dumitale, să le auzi, nu? Să le aud eu și să... Oaie din urmă aude clopotul și meare după iar. Așa este. E o tradiție. Da, aici este tradiția când merg oile la munte, da, nu? Da, aici se pun clopote mai multe sau mai... Știi când ta la trâmbiță în cheaș? Nu știu. Ce să zic că știu, dacă nu știu. Dar aveți o tradiție aparte aici când... Băiatul știe, dar eu nu știu. Este în cheașurile o tradiție aici, nu? Da. Când se cântă din trâmbiță când merg oile la munte. Se cântă, se pun clopote multe pe oi, pe capri. Încetul cu încetul în cheașurile, poate băiatul dumitale, mai este domnul, cum îl cheamă? Vivat, nu? Domnul Vivat, ce mai are? Vasile. Da. Și încetul cu încetul... Și ăsta de aici are oi frumoase, Braicu. Are o 5-600 de oi. Dai numărul lui? Nu îl am, dar știți unde îl puteți găsi? Pe Valea Morii. Chiar și ce am să zic este că domnul Vivat are 67 de ani, au zis. Și are oi faine. Dar au zis că nu mai are nimeni care să mai continue ce face el. Nu mai are în spate. În spate, e gata. Copii, n-are da. Pe nimeni. Le vând și... Le vinde, nu? Au zis că dacă ar mai avea 40 de ani, ar mai cumpăra? Sosea un timp, că dacă n-ai pe nimeni în spatele tău, trebuie să vinzi. Ești bucuros că-ți continuă feciorul? Eu aș vrea să se-și angajeze, că vezi că pe astea poate că cu timpul se gata. Bună, și o angajare când o ai, când ești angajat. E adevărat și asta, trebuie să ții cont că... Mergi la spital oriunde mergi. Nu mă lasă, s-a angajat, da? Tot le-o ține. Și dacă nu ții atâta, ții mai puțin, da, în cheaș. Da. Clienții la brânză sunt aceiași an de an în cheaș? Adică în general, știi care cam e cum? Aceiași clienți și mai dacă mergi la piață, o mocată, că e bună, că nu e bună. Știți cum e. Câte vaci ai în cheaș? Sunt 9 vaci acolo la dealul care e gestante. Tăte sau trise fete și am 3 aici în jos și cai 4. Ai mulți în cheașle, multe. Adică ai gospodărie. Da, da. E mai ușor cu vacile în cheaș? E mai ușor cu vacile că le bag în gard electric. Ia așa aici mi-a fost pătut. Uite, încă acolo se vede gard.
Dar nu te-ai gândit niciodată să revinzi oile să țin numai vaci? Că și de acolo, dacă faci brânză, e bine. Yes, nu le povine, că m-am obișnuit cu ele iemnie și nu mi. Știu pe cineva ce le-au vândut. Nu mai avut cu cine. Nu mai avut cu cine. Când am construit și eu, am făcut casă la Fecioșoa, le-am dat. Am avut chisul și eu, le-am dat deodată. Să faceți la... Da? Da. Nu vi-o părut rău? Da. Cât crezi că am stat? Da? Cu 4 luni, 3-4 luni, am luat alții. Da? Ce să faci? Deci le-ai vândut 350 pe luat altele. Da, dar nu atât. Am luat mai puțin, dar tot am luat. Deci nu m-am lăsat fără... Asta, vezi încheiași de câte sacrificii face un părinte pentru, da. Pentru copil. Le mai mulțești încheiași? Da. Trebuie să ținem vreo 300 a noastră. 300? E cam atâtea, așa pe așa, pășune și... Că și dacă bași pe mult, nu-i sănătos. Dacă... Cât ai, cât e poți să închinge. Dar cât ții? 50 de miei? Sau cum? Nu, țin niște miele. Cât? 30-40 de mieluțe. Dar aici am înțeles că sunt care cumpără, nu? Și reformele și miei. Cumpără. Reformele nu-s mai slab plătite. Și miei vin. Amul de Paște-s mai scump. Și după în aia... septembrie? Sunt mai ieftin. Dar sunt mai mari. Mai, mai mari, da. Dar este rentabil să le ții numai pentru mie încheia și fără să le mulci? Că sunt unii care lasă să, până în septembrie să... Nu-i bun. Nu-i bun, nu? Nu-i bun că să vă spun că știți care e problema. Poate din 20 de oi una se strică, că mielul după cei mari el paște. Nu caută pe oaie să sugă. Am înțeles. E rămâne stricată, ori să băje, de o țâță, ori... La noi în zona asta sunt țurcane băle, în zona aia noastră, toate salbe. Sunt foarte frumoase. Și au zis că ălea sunt acolo, așa sunt, pentru zona noastră. Aici văd că toate sunt oacheșe, sau cum le zici? Oacheșe. E diferența? Ălea sunt mai... Depinde de soi, cum îi plac. Deși eu aș lua cât e frumoasă să fie, dar o oaie frumoasă la o arătoală e și 20 de milioane vechi. Ai dat 20 de milioane în cheașele pe o oaie faină, bună? Nu cred că ai da. N-aș da. Poate că 10 aș da pe o oaie ca să iau 20-30 de bucăți, dar și alea trebuie să le ții separat, să ții berbecele exact ca ele, ca să faci în continuare. Deci nu le poți complica cu astea la altă. Am văzut un cheaș care chiar... Îs, oi, am fost la expoziție, am văzut și berbece 35 de milioane. Eu am văzut de 100. De 100? Da, de 125 am fost la... Ai auzit de Poiana Ilve în cheașele? Da, știu, da, Ilva mare, Ilva... Așa, nu, am fost acolo la un domn, Sabin, dat 100 și 125 de milioane pe doi berbeci. Da, sunt berbeci. Știi cum este? Sunt care le sunt dragi în cheașele și le place da. Să aibă oi frumoase și le place să fie... Păi nu, un berbece frumos face și un miel bun. Deci? Da, nu pot să bag eu las oile care le am, un berbece de 120-130 de kg. Când face mielul, oaia nu poate făta. De ce? A, deci? Cum să vă explic? E pe mare berbecele și fată oaia mielul mare, să aruncă câte berbece în partea lui. Cu greu fată. Deci trebuie să le faci tăiate după... Am înțeles ideea. După cum îi... Știți unde am mai văzut oi frumoase? Așa la munte, unde am fost acolo, dar am fost la târg, la Costești, în Chiașule. Acolo, în Hunedoara. Acolo sunt de alea de hațic. Da. Oi, frumoase acolo văză. Era domnul Andreșoi, cred că avea. Cine, domnul care are multe, el avea oi frumoase. Bine, el are 40.000, am înțeles. E altă categorie de... Capele sunt de mai multe soiuri în cheaș. Iese, capre... Eu nici nu știu cum se numește soiul de cap. Normal, cele mai bune capre, ca să le ții, sunt cum sunt astea, vedeți? Muscurile astea, negre. Astea sunt cele mai bune capre. De ce spui așa? Să țin mai bine în carne și cele mai rezistente la frig. Găspăroase, știți?
Da, lână uncheașul. Ai unde să dai sau ce faci? De la ce? De la, și de la capre și de la urmă. Capra nu se tunde. Nu? Nu? Capra e aia singură hitică prăgătită pe ea așa. N-am știut, serios. Nu. Bine, nici n-am mai văzut. Nu. Și la oi? Ai unde să dai lână? Nu. Ba, nu trecut am aprins. Dacă arde? Arde. Arde? Între ceasul pot arsă tata. Dacă știi cum s-o aprins. Sunt oameni, am văzut pe cineva și ce-a făcut cheia. Au băgat în izolație, și-o luat pe mâna munte. Au case de astea, cum erau încheașurile pe dealuri, din lemn. Păi și-o băgat izolație. Și dacă vine, nu-ți dea mai mult de un leu. Vă dați seama. Pe câte? O oaie ca să tunzi, 10 lei. Și el îți dă un leu pe kil. Atâta îți dă? Atâta îți dă. Dacă chem pe cineva să ți le tunde, dacă nu știi tunde. Uite încheașurile, eu am luat bluza asta de lână, din Craiova mi-am comandat. Că nu mai ai de unde, nu mai face nimeni, nimeni nu mai e pasionat de... La... Și eu am așa de lână. Ia, păi da, port, că lână e lână. Chiar așa, decât să porți 10 bluze pe tine, o bluză și o vestă de lână, da. Și o rezolva tot. Da. Lână, lână și dacă ești ud, la ciorapul de lână în cizmă, chiar dacă a intrat într-o apă, tot caldă ține. Da, chiar așa, în zona asta Maramureșului, se prelucra lână înainte, nu? Adică... Da, erau tăfelul, aici erau de astea, cum să vă explic, care se preluca... Foșalăi, cum îi ziceau ăștia. Foșalăi? Foșalăi. Deci mereu la foșalăi, așa le zicea. Se prelucra lâna. De acolo se făceau covoarele astea, cerge, așa le ziceau la noi. Cerge. Acum au dispărut numai. Mai râs care fac cui le trebuie la domnar de ăștia, design. Am înțeles. O cameră țărănească. Păi, cred că... Dar sunt foarte scumpe acum și o haină de asta să o iei de lână. 4.000, 3.000, 4.000 de lei. Sunt foarte scumpe, foarte. Aveți încheașurile boandă din aceea? Am avut una albă de aia. Dar ai luat-o doar așa, ca să fii ca să fiu tradițional. Nu că... Nu. Numai... Dar acum scumpe. Sunt foarte, m-am uitat. Sunt cam și 15-16 milioane am văzut o haină. Da, încheașurile, dar nu mai e frigul cum a fost. Trebuie să recunosc. Nu, dar ăla e frumos, că e o sărbătoare, o tradiție de asta. Deci, cum merge toată lumea, la biserică, la... Nu ai vrut niciodată încheașurile să faci transumanța asta, să mergi așa cu oile, două, trei săptămâni pe munte, pe dealuri? Dar unde mergi aici? N-ai nici când, dacă am fost angajat, unde mergi? Dar nu ai fost curios să vezi cum este? Simplu nu poate fi, păi, să... simplu nu-i, că ia la ei șamud. Ea pune pe măgar ce pune mâncare, ei dorm unde apucă. Sibieni. Ai dormit voată pe zăpadă? N-am dormit pe zăpadă. Ce să vă mint, să dormi pe zăpadă, nu. Și bine, nimeni, cum au spus ei după mâncare în cheaș, că nu au. Mă, că au multe și cată zona de aia e pustă. E adevărat. Cheașule, ce să zic, vă mulțumesc că m-ați primit. A fost o plăcere să vă văd din nou. Odată mă chema să-mi arăta și vacile și cai, nu? Da. Ok, o zi frumoasă. Nu, dacă eram la deal acum, era foarte frumos, nu? Dar angajez un cheașule om vara? Am om deja, l-am plătit pe două luni deja, i-am dat un avans. Păi nu ai cum altfel, dacă ai și păi, ei... Dacă nu îi dai de acum, cu timp, nu mai ai omul la vară. Dar altă întrebare, un cheașule. Dumitale, când mulci, poți mulge numai un om? Că dumitale ai servici. Și cu feciorul? Ei mulge, câteodată mulgeam și întunul. Păi pui la... acolo un fel de botă și unul în loc de om, o pui așa. A strungă și celălalt ție cu un singur picior și ea să o aia și o mulci. Nu ai ce face. Nu ai ce face. Și brânza o face tot domnul care mulge. Ei tot știm face brânză la noi în casă. Da, faci cu praf sau cu... îți faci cheagul? Cu cheag. Cu cheag. Cu cheag. Ăla e cel mai bun. Câte o de asta, câte o geamănare de asta. Durează mult procedeul să faci cheag în cheaș? Nu. O apă călduță îl faci. Nu durează mult. Depinde cât e brânza de bună. Normal să ține în cofă de aia de lemn. Cheag. Cofă de lemn? Da. Și brânza la iarnă tot în... E mult să iau bătrânii de aia. Dar am îi la de frigorifică. E mai simplu. Mai simplu. Nu mai ai treabă. Brânza o țineți în berbință sau cum se zice? Bărbânță era de mult. Bărbânță, acum nu. Nu. Ladă numai. În ladă. Dar își pierde din calitate. Lactele de oi acum îl ținem în bidon de aluminiu.
ăla care îl fierbeți mult, da. Mult. De la ăla aveți client sau țineți numai pentru dumitale în cash? Ăla e foarte căutat, e foarte scump. Ce înseamnă foarte scump? N-am întrebat. Cam 10-12 lei kilogram, litra. Da, da, și din cât faci un litru? Laptele de oi? Da. Păi dacă îl fierbi, cam la 20 de litri ai pierde la fierbere, să zic, un 3 litri, 4. Deci, fierbe trebuie să-l fierbi de dimineața până seara. A, deci nu pierzi așa mult. Nu. Din 20 să spunem că faci 15. Rămân... Oricum, mai bine 15 rămân, 16, 17. El trebuie să scadă până are culoarea spre roșu. Da, ăla îl fierbi, îl bagi, cum a spus dumneavoastră, la rece și poți să-l ții un an de zile stă liniștit, nu? Îl bagi la ori în fântână, ori undeva în pământ. Ce cantitate faci pe anul în cheașurile de lup? Sau nu faci? Cum faci? Îl vinzi? La cerință. Îl fac. E mai rentabil să faci? E mai bine ți iese cu laptele. Mai bine? Mai. Și eu am mâncat. Am fost la domnul Ioan Coman, dacă îl știți. Și mi-a dat foarte bun. Acum, poate sunt oameni care sunt mai pretențioși, dar la gust e și e natural în cheașurile, nu toate prostiile, da. De pe... Acum cred că se face și din lapte praf în cheașurile, se face brânză, numai să fie brânză. Păi, cașcavalul care e până unii carmă, să vorbesc, până astea, până magazine, dacă nu e de la un preț, mă gândesc eu, e la 40 de lei la deal, nu are cum să fie. Nu poate fi natural. Asta știu în cheașurile, că eu am mai umblat acum. Păi acum am mai fost la dumitale și ai văzut că umblu, da. Și îmi place. Că da, eu am firma asta de construcții, dar îmi place mie să mă plimb. Nu mai apreciază omul de rând sau calitatea. Multă lume spune că e scumpă. Acum spui dumitale că pensionarii nu poate, dar sunt oameni care poate în cheașul. Mai bine merge. Că pot, da. Este om care îi place brânza, deci el se asigură din vară. 20, eu mi-au 50-60 de chile, da. Îmi cumpăr eu. Serios. Și le pun în ladă și gata. Îmi iau și caș, îl las caș, îl tai felii și măcinat. Și bine, te le-mi iau astă, că nu ai treabă cu ea. Da. Mi-au, n-ai probleme. Dar sunt oameni care își permit un cheașurile și mai bine își cumpără din Kaufland 200 de grame, 300 de grame decât să cumpere... Vezi că una la mână nu-i piață în toată ziua, cum e aici la noi în oraș și vinerea. Numai dacă ia de la om... Acum am un cheașurile. Ce... Și nu are bani, poate. Ce mai frumos, adică ce mai... Să mergi să cumperi o bucată de brânză de asta de-a ta, da. Să știi cum este, o mănânci cu o roșie, cu ceva, da. Decât toate prost. Să dea omul cu cuțitul, staie, o guști. Se gustă? E o guști, da. Urdai? La urdă ai clientul în cheaș? Da, la urdă mai multă cerință am avut de urdă ca de brânză. A, da, se face mai puține, nu se face... Mai puține, da. Caută mult urdă. E dulce. Și mie îmi place, mai ales sunt plăcinte. În cheașurile, eu, pe mine mă trimitea bunica, când eram mic, mă trimitea cu mâncare, dădea un cărucior de ăsta, îi încăpea numai bidonul de lapte ăsta de aluminiu și mă trimitea la oi pe jos. Și dădeam la păcurar sau la cum era acolo, la ciobanii, dădeam mâncarea, dădeam în strungă și duceam laptele înapoi acasă. Asta era eu, mergeam la oi. Când era rândul... Ia-i, când era... Da. Și puteai să mergi de dimineață, la amiază sau seara. Cum se nimerea? Se mulgea de 3 ori, știți? Eu când mergeam acolo, îmi dădeau ea câte 2 teliti să beau, că îmi plăcea. Foarte bun și sănătos. Eu am fost așa mai cu... Dar e foarte gras laptele de oaie. Acum, după 60 ceva de ani, am mai văzut oameni care au mai spus, mă, brânza de oaie e grasă, nu mai consumăm, consumăm, da. De vacă. Da. Nu poți mânca mult. Dar nu trebuie să mănânci mult. Un kil de brânză, față de un kil de brânză, te ține 4-5 zile. Da, mânca așa, dar nu te pune... Un kil de carne, după ce fierbești, nu știu ce, altul om care... Da, dar nu te pune nimeni să mănânci mult. Da. Orice în cantități normale e bun. Și alcoolul, da. Și țigărenul. Eu nu sunt cu țigărenul. Nici eu. Nici cu alcoolul, nici, dar zic și eu. Oricum, încetul cu încetul să ne fie dor, să vezi de... Am dus niște brânză în cheașurile în Franța, la un francez. Știi ce mi-a spus? Că miroase oaie. Păi zic, lasă-mă, voastră asta cu mucegai, cum mă zice, cum e? Nu, aia nu miroase. Bine, că e bună, mie îmi place, da. Eu fac tot felul de... Cum au ei tradițiile astea. Cheașule. Am văzut, am bufat brânză și cu cafea. Brânză cu cafea? Să știi că n-am văzut asta. Am văzut la televizor. Cașcaval cu cafea. Nu știu cum e. Dar dumitale faci telemea în cheașule, nu? Telemea, da. Și nu faci... Nu, telemea și caș.
cașul cel mai bun. Deci cașul, că ăla când vezi, da, ăla vara e... Dar să știi că îl poți ține așa în frigider. Păi nu... și ăla, dacă îl tai și îl faci, și îl faci cu apă, în apă caldă și cu sare... Nu, nu, cașul, eu cașul mare, îl tai felii... Eu nu îl fac cașcaval, îl tai felii, ca și cum l-ai... Da. Ai vrea să-l maci și îl bagi în pungă și bagi în... Bine, nu mai are același gust, se sfarmă un pic mai mult, dar tot așa rămâne caș. Da, după ce în viață, oricum, nu mai pierde din calitate. Mulțumesc, Micheaș. Doamne ajută, numai bine.